Am învățat despre mine că sunt specială, pentru că sunt așa cum sunt eu. Am învățat de la ceilalți să-mi exprim direct ceea ce simt, să-mi spun părerea, opinia. Și din experiența acestei săptămâni am învățat că trebuie să fiu mai flexibilă și să mă informez mai mult. Mulțumesc frumos! Sigur, deci nu-i nimic, pune pe seama emoții. Am învățat despre mine că a trebuit să am mai multă încredere în forțele proprii. Am învățat de la ceilalți că oricât de diferiți am părea fiecare de special și tocmai am învățat că putem învăța de la ceilalți atât de ciudat asta, da? Am mai de așa învățat din experiența acestei săptămâni că pot să fac asta și că îmi doresc să fac asta și că pot să fac asta. Ce am învățat despre mine că nu trebuie să știu tot. De la ceilalți am învățat că diversitatea este bună, că sunt mai multe metode, mai multe variante de a face lucrurile bine. Și din experiența acestei săptămâni, nu pregătisem dinainte nimic, este că poți avea rezultate foarte bune nu doar printr-o training clasic și o relatare de informații așa cum credeam și cum așteptam să va fi acest training, care să vă spun niște trucuri, informații pentru a fi un trainer bun. Am învățat mult mai mult decât mă așteptam, așa, prin modul în care a ales Adriana să decurgă acest training. Deci asta am învățat din experiența acestei săptămâni. Că se poate și altfel, nu doar în mod format. Deci aici e super. Aici sunt în mare. Despre mine. Am învățat că încă mai am de lucru la a mă arunca, să spun unor lucruri, nu degeaba pe care am ales și tema. Și m-am surprins de multe ori făcând asta și e interesant, am învățat să fiu mai conștientă de mine și de ce se întâmplă cu mine dincolo de cuvinte. De la ceilalți am învățat că e important să rămân deschisă, am învățat ce înseamnă o echipă, am învățat că nu e nevoie să ne prefacem ca să construim, cu bune și cu rele, cu bune și cu constructiv. Și vă mulțumesc! Și în experiența acestei săptămâni, am învățat și eu că vreau să fac asta și mi s-au așezat niște informații pe care le aveam cumva în mod haotic, undeva. Le-am internalizat și aștept să le pun în practică. Sunt mult mai clar. Să terminăm atât. Lasă foarte tare! Telefonul, Adrian. Am invitat o preamare pe telefon? No, la ce? Am un gămit. Se poate apropia. Sper să ia asta. Se gine! Stilul meu concis. Am învățat despre mine că ceea ce am nevoie este bine și că pot. Am învățat de la ceilalți că ceea ce am nevoie să fie în ceilalți există și că putem împreună ca o echipă. Am învățat din experiența acestui training că
ceea ce am nevoie pentru viitor să fie în ceilalți va fi și că vom putea face acest lucru într-o meseria. După aceea, așa, eu am învățat despre mine că sunt un om onest și sincer și că în momentul în care ofer un feedback constructiv, o fac pentru că vreau să ajut și că eu consider că poți să ajuți doar fiind sincer, chiar dacă uneori lucrurile nu prea-ți convin. De la ceilalți am învățat că suntem atât de diferiți, am învățat de la voi că suntem diferiți, dar fiecare dintre noi are ceva atât de frumos în el însuși. Și dacă noi am putea să descoperim lucrurile astea sau să-l conștientizăm, ne-ar fi mult mai ușor și viața ar fi mult mai frumos. Din experiența acestei săptămâni am învățat că succesul nu este goana nebună după ăsta, ăsta fiind succesul, să zic. Succesul este a iubi ceea ce faci, a face cu pasiune ceea ce faci și atât. Ăsta e succesul. Acum facem poza. Despre mine pot să spun doar atât. Am descoperit că pot visa, că pot să-mi îndulesc un vis. Ce am învățat de la ceilalți? Am învățat că pot descoperi și construi cu ajutorul vostru. Și asta este extraordinar. Că orice experiență înseamnă foarte mult și ne ajută să creștem, oricât de greu ar fi să trecem de la o etapă la alta sau de la o emoție la alta. Ce mi-a adus acest curs? Extraordinar de mult. Deci, în primul rând, mi-am dat seama că plecând de la un vis, pot ajunge la realitate. Îmi place și îmi doresc să fac asta. Și cam atât. Eu am învățat despre mine că, în primul rând, că sunt o Heidi. Și, în al doilea rând, știm că sunt lucruri pe care trebuie să le mai corectez, să mai lucrez la felul în care mă exprim, mă exteriorizez la gesticulația mea și de asemenea am învățat despre mine că sunt mai sensibilă decât credeam și că sunt speciale exact așa cum sunt. De la ceilalți am învățat că în ciuda faptului că există o mare diversitate aici de caractere, cu toții putem să fim un grup unit atunci când ne dorim cu adevărat. Putem să învățăm unii de la alții să fim mai buni, să ne vedem potențialul, să vedem, am văzut potențialul din fiecare dintre voi. Și vreau să vă mulțumesc pentru absolut tot. Pentru toate lucrurile pe care știu că le pot avea și eu. Din experiența acestei săptămâni am învățat că este cel mai important în viață să îți urmezi pasiunea. Dacă într-adevăr ai un vis, nu contează. Indiferent de obstacolele care stau în cale, indiferent de lucrurile pe care te împiedică să faci, să-ți urmezi visul, perseverează și continuă până când o să ajungi acolo unde dorești. Emoții. Despre exact asta am învățat. Sunt timidă, dar că încrederea face diferența, încrederea în mine, în ce fac, în cei din jur. Despre ceilalți am învățat că frumusețea și bunătatea pot fi exprimate atât printr-o critică constructivă, care poate să doară pe moment, dar să-ți facă la fel de mult bine să-ți schimbi viața, sau printr-o laudă la fel de sinceră, care poate să te motiveze să-ți dea aripi și împreună fac totul ăla fără de care nu poți să mergi înainte. Și de fapt asta am învățat în săptămâna asta, că oricum ar sta lucrurile, dacă crezi în tine, în ce faci, în cei din jur, orice se poate. Thank you.
am învățat despre mine că... Încă mai îmi doresc să aflu lucruri noi, încă se mai poate. Și că e posibil să ne întâlnim la următorul curs pe care ține Adriana. Am văzut că încă mai sunt dorințe de tipul acesta. De la ceilalți că dorința de a te reinventa nu mi-a aparține numai mie. Și din experiența acestei săptămâni orice este posibil. Trebuie. Despre mine am învățat că am tot ce îmi trebuie să fac ce îmi doresc. De la ceilalți am învățat că tot ce iubesc se găsește în ei, în fiecare, indiferent ce formă a primit. Tot ce iubesc din viață. Așa. Din experiența acestei săptămâni am învățat că pentru a afla totul despre mine trebuie să mă arunc în ce mi-o oferă fiecare săptămână, fiecare zi și să... Am învățat că trebuie să fiu mai atent la unele detalii. Că așa e. În general... În general, cel puțin eu, de că mă știu, eu sunt constant. La fel mă port, la fel vorbesc, la fel fac unele lucruri. Deci trebuie să te schimbi. Probabil că da. Probabil. Mă rog, v-am spus, meseria mea e... Și că te poți emoționa. Da. Crezi așa, asta știai? Da, știam. Asta știam. Deci despre mine știu foarte multe lucruri. De la ceilalți. Foarte multe. Venim din medii diferite, toți am vrut același lucru. Până la urmă, finalmente. Eu am fost cel care am declarat că vreau hârtia. Voi nu vreați hârtia, dar de fapt vreați hârtia. Voi erați cu venime, nu? Aici a fost o duș în toți. Din experiența săptămânii. Experiența săptămânii e ciudată. Deci ce m-a impresionat, că vorbesc foarte serios, ce m-a impresionat pe mine săptămâna asta? Mă rog, curs, toate alea sunt cu mult de factori. Două voci. Al lui Denisa și Adrian. Vorbesc foarte serios. Denisa, când a ținut prezentarea, deci ca și cum ai spune, nu știu, unu, la fel așa numai. Exact așa a fost toată prezentarea. Și timbru vocii Adrian. Mulțumesc! Ce am învățat despre mine? Sunt foarte tare. Ce am învățat despre voi? Că sunteți și mai tare. Și că îmi doresc să fiu ca voi. Și ce am învățat din săptămâna asta? Ce să zic? Nu știu, stați de minute, încă nu pot să zic ceva ce am învățat. Am învățat lumea, să zic așa, încă o parte din sau ce mi-am confirmat despre mine este faptul că am emoții și da, sunt ok așa cu emoțiile mele pe care nu le pot controla întotdeauna, dar este normal și firesc și lucrurile astea ne apropie ca oameni dincolo de experiențe. De la voi am învățat cât este de important să cita cu parașuta, mie mi s-a părut foarte, da, foarte explicit. Pentru că, într-adevăr, atâta timp cât ne păstrăm mintea deschisă și asta este atitudinea noastră, putem da și putem primi foarte multe de la cei din jur. Și din experiența acestei săptămâni am învățat că eu așa cu bune și cu rele și cu oameni cu mintea deschisă putem face tot ce ne dorim. Și vă mulțumesc încă o dată pentru lucrurile astea. Și ne vă mulțumesc.